fost neapărat o decizie proprie. Cumva există o tradiție în familie, cel puțin de la bunicu știu, că el a făcut vioară și dirijat. Tata la fel, tot vioară și dirijat. Și cumva eu am fost pus să aleg la ce fel de instrument vreau să cânt. Am ales pianul și așa am rămas. Mare parte muzică improvizată, jazz, muzică de groove, funk, drum and bass, cu toate că nu cunosc foarte bine domeniile astea, dar încerc și sper că sună bine ce fac. Într-un fel sau altul ești în contact cu folclorul ăla, indiferent că vrei sau nu. Adică, accidental, oricum ai să-l auzi măcar o dată în viață. Și nu mai cred că e o chestie care ține și de, n-aș vrea să zic neapărat de ADN, dar cred că ține și de ADN, un anumit fel de a cânta, o anumită alegere când vine vorba de intervalele pe care le folosește armonia, melodie și așa mai departe. Cred că există foarte multe nișe astăzi, în general tot ce ține de artă, dar în muzică cumva nu reușește să ajungă la oamenii care vor să asculte specific ceva, un anumit sound, indiferent că e același tip de muzică. Adică, de exemplu, funk, dar el vrea să asculte un anumit sound de la o anumită trupă și cumva nu reușești să atingi potențialul maxim de a transmite muzica ta către toți oamenii care vor să asculte specificul soundul respectiv. Deci nu știu dacă mă adresez neapărat cuiva anume, cred că uneori există accidente, vine pur și simplu un om și îi place ce aude și implicit și invers, adică vine un om, se așteaptă la ceva și aude altceva și nu-i convine și probabil nu o să mai vine niciodată. Eram la bunica mea, căutam pe radio, pe frecvențe medii și lungi, cum era înainte să apară frecvențele scurte, și am găsit un post de radio și am zis că aia e muzica pe care vreau să o fac, asta se întâmpla undeva pe la vârsta de 6 ani și cu aia am rămas.